Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de The Escapist. De data aceasta vom încerca închisoarea Paris Central Pen. Și ca de obicei v-am ales din comentarii de la episodul anterior și v-am pus numele prizonierilor cât și polițiștilor. Vă voi arăta așa repede, poate vă veți vedea numele, ca să nu stau să citesc pentru că e prea multă lume. Foarte frumos. Sunt nerăbdător să încerc închisoarea aceasta, vom vedea dacă reușim să scăpăm și de aici. Bine, vom încerca de fapt, trebuie să reușim. Aceștia sunt toți, start game și să îi dăm drumul. Nu uitați să vă dați butonul de like dacă mai doriți episoade în continuare de The Escapist. Se pare că stau singur în celulă. Pot să-mi pun d-astea la geam, ceea ce e interesant. Ok. Cu scări, așa. Este dimineața. Quiet, spune Garcia. Hai să vedem pe cine caută. Bine, nu prea ne interesează, dar... Oh, mă caută pe mine din toți? Ok. Nu am mai teme de contrabandă, deci n-ar trebui să-mi fac griji, pentru că tocmai ce am fost băgat în închisoare. Bun. Sunt curios cum arată locul ăsta. Deci hai să ținem minte și programul. Deci prima dată e morning roll acolo. Asta o știm, pentru că e la toate închisorile. N-am văzut nicio închisoare la care, nu știu... Să faci shower prima dată și apoi roll call, ce? Ok, breakfast, mergem la păpică. N-avem voie pe aici, ok. Interesant. Suntem forțați să mâncăm. Dă-te bă la o parte! Bun. Mai rămâne un loc liber, totuși. Ne păzesc băieții aici destul de bine. Știți și voi că în primul episod cu o nouă închisoare, pur și simplu vrem să... Analizăm închisoarea, vom avea timp în free time, momentan nu avem, dar nu voi încerca să scap din primul episod, vom încerca să scăpăm din al doilea. Gata și breakfast, acum să vedem, deci job, deci te trezești, roll call, job, mă rog, mănânc și apoi job. Aici avem shower-ul fix lângă mâncărică, plus sală, ok, nu mă interesează job-ul, voi fi dat afară. Interesant. După aia avem solitary. Mm-hmm. Două, trei de solitary. Medicul. Sunt curios cum arată închisoarea asta de deasupra. Gen mai de sus toată închisoarea. Avem niște d-astea pe aici. Ok, ok, hopa. Interesantă pusă închisoarea asta. O formă interesantă. Ok, și aici sunt și mai multe celule. Oh, avem un unoccupied. Au, deci lângă mine am niște unoccupied. Câteva care nu sunt luate. Am niște unoccupied, sună ciudat. Hai să mergem jos să vedem ce se întâmplă pe aici. Alte uși pe care nu putem să le deschidem. Library. Nu e nicio ventilație. Asta cred că e ieșirea. Cred că It's Funny va fi ținta noastră, pentru că eu vreau jobul ăsta. Asta e cu hăinuțe. Woodshop, library, laundry și janitor. Nu mai vreau library, m-am învățat cu library. Sau, nu mai, eu eram mailman sau ce naiba eram în închisoare anterior, nu mai țin minte. Să eram la librărie, nu mai vreau să... Mi se pare că era la librărie și trimiteam cărți. Nu mai vreau așa ceva, I'm fucking done. Ok, aici lucrez eu aparent, însă nu mă interesează pentru că nu vreau să lucrez ca janitor. Vreau să fiu dat afară de la job. Băi, o închisoare destul de simplu asta. Hai să vedem dacă avem ventilație la noi în închisoare. Este, mi-a luat deja aia. Avem, într-adevăr, un sistem de ventilație. Ok, deci aici avem solitary, medical, nu știu ce, pare mică închisoarea asta, dar nu știu de ce, pare așa compactă, deja am învățat-o, afternoon roll call, ok, deci hai să recapitulăm, ne trezim, roll call, mâncăm, job, roll call iarăși, deci cred că vor fi 3 roll call-uri pe zi, ceea ce va fi puțin mai dificil, dar, cocostârcu, cred că ne vom descurca.
Deci din nou un roll call. Yes. Putem să-i facem noi rost. Nu. Bun. Trebuie să mă gândesc cum naiba scăpăm din închisoarea asta. Într-adevăr, oare prin ventilație, presupun? Pentru că nu văd altă scăpare. Urmează free time, urmează free period. Atunci hai să mergem puțin la sală să ne încălzim. Oh, fac tracțiuni, băieți. Ei! Ridică-te, nemernicule! Era mai mișto la sacul ăla de box, dar nu mai știu ce era, că țineai apăsat și făceai mult mai repede. Oh, ce se ridică el cu mânuțele alea. Tu ce vrei, boss? Vrei să te antrenezi cu șeful? Mircistul? Ce nume aveți unii? Oh, damn! Oh! Aha, până facem noi 100% mai mult și bine. Oare sunt gărzi în turnul? Trebuie să fie. Nu cred că este închisoare. Da. Altfel scăpa unul. Tăiam direct un gard sau ceva. Știți că în prima închisoare, prima dată când au lansat jocul, puteai să scapi într-o zi. Luai furculița și tăiai gardul și scăpai. Dar au peciuit până la urmă. Bun. Ok. Aș putea să mă duc la dușuri, să mă relaxez puțin. Și asta e tot un DLC gratuit. Bagă multe DLC-uri gratuite, deci foarte tare din partea lor. Foarte, foarte tare. 50%. Avem un evening meal. Destul de simplistă închisoarea, sincer să fiu. Sincer să fiu. Opa! Băieții răi! N-am luat nimic! Lasă-mă, boss, am luat și un roll of duct tape. Acum am realizat că... Bă, mă, lași-mi... Gata. Gata, bossime. Stau la solitary. Stau pe WC-ul. Acum am realizat că în închisoarea asta nu sunt... nu sunt de-alea detectoare de metal. Ceea ce-i tare. Exercise period. O parte fraiere, eu fac tracțiuni. Bagă mare, bagă mare, ca să ne crească viața și eventual să ne luăm la bătaie cu ăștia. Îmi place cum ăla se dă la o parte și își vede de treaba lui. Ar fi fost ceva să te ia la bătaie. Couldn't Photoshop these abs. Aoleu. Bun. Ia uite-l pe ăla ce țipă acolo. Ce mai urmează? Shower block. Să înțeleg că ne culcăm de vreme pentru că e abia 18. Sau poate avem niște evening free time. Cred că aia e. Cred că urmează niște evening free time. Nee, nu vreau să mă bat. Hai să vedem ce iteme mai au ăștia. Gata, boss. Hai că vreau să văd ce iteme are la el. Mă rog. Aia tubul ăsta cu powder e bun, presupun. Keep it down, will ya? Who's got the soap? Ok, că se termine și aici shower blocul. Ce mai urmează? Free time? Yeah, day one. Ne știți zice ziua. Ok, mai băgăm aici puțin. Să mai facem fort. De fapt, știi ceva? Fuck that. Hai să mergem să le cotrobăim prin lucruri. Ce ne-am lag? Ok, nu pe aici e. Aici este. Hai să vedem ce reușim să găsim. Nu e rău? Era chiar lângă mine ăla. Cum sunt făcute celulele? Sheet of metal... Nee.
Ba da, cred că avem nevoie de Sheet of Metal. Mi se pare că e pentru lopată Sheet of Metal. Da. Ce vrei, băi, garci? A? Duct tape. A trebuit să ne facem noi unelte. Mamă, câte iteme găsesc aici, ești nebun? Bum, 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 bum. Perfect, deja am bombardat cu iteme de contra... N-am intrat nicăieri, șeful. Mănâncă nasă. Unoccupied. Un mag, ceea ce e super tare. Gata, boss. Uite, dacă îi facem așa, trebuie să se ducă să-și ia alte haine, că nu știe să le ia din inventar. Bă, avem o groază de iteme de contrabandă. Și abia am început. Gata, șeful. Mă văd ăștia prea ușor pe aici. Un lighter, dar cred că... Nu, de fapt ne trebuie lighter, mi se pare că nu am, n-am luat. Nu, n-am luat. O groază de iteme bune, ha? Ce are polițistul la el? Are taser? Are un baston. Fucking baston. Vine el repede să se uite, bă, ești nebun. Wow, nici nu poți să furci. Ce, bă, toată lumea? Ce face toată lumea aici? Bă, nebunilor. Mamă, cum se patrulează pe aici. Bă, Vlăduț, pleacă, mă. Cară-te, Vlăduț, că trebuie să iau o ciocolată. O ciucalată. Ce-am făcut, mă, n-am luat-o? Gata, boss. Hai la roll call, chiar dacă ne strigă pe noi nu mai contează, pentru că o să ne culcăm. The following scammer do it yourself, boss. Denis Man și Lolist VIP. Nu vreau să bat pe nimeni. Băi, destul de decentă închisoarea. Cred că trebuie să scăpăm prin ventilație, deci vom avea nevoie de mult lipici. Habar n-am cum voi face asta, băieți, e foarte dubioasă treaba. Nu prea îmi place să lucrez cu ventilația, pentru că am nevoie de mult lipici ca să fac fake vent cover. Dar avem altă opțiune, presupun, deci va trebui să... Adică așa cred, vom vedea. Dacă e altă modalitate de a scăpa și poate nu știu eu. Însă... Da, destul de decent, am făcut roze două bucăți de roll of duct tape, niște sheet of metal file. Putem să facem deja... Uite așa, ciocolata caldă, să atacăm o gardă dacă vom avea nevoie de vreo cheie. Deci e destul de bine pentru prima zi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!